Lăudați să fie numele Domnului. În călătoria noastră de zi cu zi, cu bune, cu mai puțin bune, cu urcușuri, cu coborușuri, cu ceea cu fiecare, cu luptele pe care le duc, știm un singur lucru. Noi trebuie să mergem înainte cu Dumnezeu. Probleme, dar știm un singur lucru. Orice ostaș căzut se ridică și merge mai departe, mărit să fie Domnul. Iubită biserică, aș dori să dau citire la un singur verset care se găsește în Osea, capitolul 6, versetul 6. Cuvântul Domnului spune astfel: căci bunătate voiesc, nu jerfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderile de tot. Amin. În această dimineață ne-am înfățișat fiecare dintre noi înaintea lui Dumnezeu ca să căpătăm ceva. Însă e momentul în care Dumnezeu cere ceva de la noi în această dimineață. Până acum am cerut noi. Cerem vindecare, cerem iertare, cerem ca Dumnezeu să intervine la problema fiecăruia și Dumnezeu în bunătatea Lui și în mila Lui, El intervine. Însă, în această dimineață, El cere ceva de la biserică și cere ceva de la fiecare persoană în parte. Și cuvântul Domnului spune: căci bunătate voiesc. Ceea ce cere Dumnezeu de la noi în această dimineață, cere bunătate. În lumea în care trăim, există o bunătate pe care oamenii o folosesc pentru a-și împlini scopurile lor personale. Există o bunătate în care oamenii o folosesc pentru a-și împlini dorințele lor personale. Și această bunătate o folosesc doar numai atunci când ei au nevoie să capătă ceva. În Scriptură avem un om pe care a vrut să arate cât de bun este el și ce bunătate locuiește în inima acestui om. Domnul Iisus Hristos a intrat într-o casă și când a intrat în acea casă, o femeie a auzit că Iisus este în casa respectivă. Și această femeie, cu problemele ei de viață pe care le-a avut, a înțeles că Iisus este în casa acelei persoane. Și a zis: am să mă duc în casa aceea și cred că Iisus este acela care poate să-mi dea rezolvare la problema mea. Și când a intrat acea femeie în casă și stătea lângă Domnul Iisus Hristos, femeia spune că a luat acel vas albastru și a turnat tot mirul, atât pe cap, pe picioare și tot. Apoi se ridică un om care a vrut să dovedească că el este, are în el o bunătate. Dar bunătatea care a fost în acest om nu a fost o bunătate născută, ci a fost ca să dovedească, ca să-și împlinească el scopul personal, să spune: uite că și omul acesta este bun. Și se ridică și spune: de ce e atâta risipă? Se ridică Iuda și spune: de ce e atâta risipă cu acest mir? Puteai să-l vinzi și cu banii pe care îi căpătai, puteai să dai la săraci. O, ce inimă bună aud Iuda! Wow, cât de bunătate aud el pentru oameni săraci! Dar scopul lui nu a fost acesta, ci omul acesta iubea banii și unul care ținea punga nu avea o bunătate în el care se naște, ci aud o bunătate în care a vrut să arate el că lui pasă de cei din jurul lui. Însă a fost o bunătate în care a vrut să dovedească că este o bunătate din Dumnezeu. Și a fost o bunătate în care a dorit să dovedească și el că dacă Iisus e prezent acolo, să vadă Iisus ce bunătate zace în Iuda. Însă această bunătate a fost o bunătate ca să-și împlinească el scopurile personale. Însă Hristos în această dimineață spune: bunătate voiesc. Dar de care bunătate? O bunătate pe care o cere Dumnezeu de la noi, iubită biserică, această bunătate pe care o cere de la noi, știți cum este? Bunătatea adevărată pe care fiecare dintre noi ar trebui să o avem, ea se naște. Bunătatea adevărată se naște.
un copil, înainte să se nască și să vină în lume, el nu poate rosti niciun cuvânt. El nu poate rosti cuvântul mamă sau tată, sau mi-este rău, sau nu știu eu ce cere. Când se naște, înceapă să rostească cuvintele. Așa este și cu bunătatea pe care o cere Dumnezeu de la noi în această dimineață. Bunătatea adevărată se naște și se naște din Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Știi ce face bunătatea adevărată pe care o cere Dumnezeu de la noi? Bunătatea adevărată care se naște, iartă. O bunătate care se naște și o bunătate adevărată, vindecă. O bunătate pe care o cere Dumnezeu de la noi, zidește, ridică. O bunătate care o cere Dumnezeu de la noi, îndeamnă. Nu poți să faci un lucru bun până nu te îndeamnă bunătatea. Tu n-ai putere să ierți până nu te îndeamnă bunătatea care se naște din Dumnezeu. Această bunătate ne îndeamnă și cuvântul Domnului spune, nu vezi tu că bunătatea te îndeamnă la ce? La pocăință. În spatele fiecărui om trebuie să știa bunătatea care ne îndeamnă în fiecare zi la fapte bune, mărit să fie numele Domnului. Bunătatea pe care o cere Dumnezeu de la noi, rodește. Semănătorul a ieșit să seamănă și pe când semăna, o parte din sămânță a căzut lângă drum, o altă parte a căzut pe stâncă, o altă parte a căzut printre spini. Dar ultima parte a seminței, știți unde a căzut? Pe un pământ bun, mărit să fie Domnul. Și când sămânța cade pe un pământ bun, să naște și înceapă să rodească, trăiască numele Domnului. Aceasta cere Dumnezeu de la noi, o bunătate și bunătate adevărată să naște, iubită biserică. Există oameni care folosesc bunătatea până capătă ce au nevoie. Și după ce capătă ce au nevoie, apoi se descopere adevărata bunătate care locuiește în om. Însă bunătatea care se naște produce. Și cea bunătate care se naște rodește, vindecă, iartă. Pentru că e bunătatea pe care ne-a arătat-o Hristos, trăiască numele Domnului. Aceasta cere Dumnezeu de la noi, o bunătate care se naște. Și această bunătate se naște din Dumnezeu, trăiască numele Domnului. Mărit să fie numele Domnului. Și mă rog ca această bunătate să o folosească fiecare dintre noi. Bunătatea pe care o cere Domnul de la noi și bunătatea se naște. Cum putem înțelege această bunătate care se naște? Nicodim a avut o conversație cu Domnul Iisus Hristos. Și în conversația lor a zis în felul următor, căci un om nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu dacă nu se naște din nou. Dar cum e această naștere din nou? Și îi dă o ilustrație Domnul Iisus Hristos și spune, vântul suflă încotro vrea, nu știm nici de unde vine, nici încotro se duce. Ce înțelegem? Înțelegem un singur lucru. Căci atunci când omul se naște din nou, se intră în activare și în producerea bunătății care se naște din Dumnezeu. Și acest lucru nu poate să-l facă decât cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu produce naștere din nou. Și când omul se naște, se naște și bunătatea pe care o cere Dumnezeu de la noi. Pomul bun nu poate să facă, pomul bun nu poate să facă fructe rele sau roade rele. Pomul bun dă bunătate. Și omul bun, de ce are bunătate? O folosește
și bunătatea lui Dumnezeu să împânzește, mări să fie Domnul. De aceea fiecare dintre noi suntem chemați în această dimineață de Dumnezeu să folosim bunătatea care se naște din Dumnezeu, mări să fie Domnul. În al doilea punct spune căci cunoștință voiesc. Ceea ce cere Dumnezeu de la noi, cere ca noi să-L cunoaștem mai mult pe El. Într-o împrejurare, Belșațar a dat un ospăț și a chemat pe mai marii lui. Și în timpul ospățului, cât stăteau acolo ei împreună și chefuiau și petreceau un număr atât de mare, deodată a început o liniște. Și în perioada aceea, în timp ce ei chefuiau, în timp ce ei se bucurau acolo în felul lor, deodată s-a făcut o liniște și o tăcere. Și să uite Belșațar pe un perete și spune în felul următor, căci o bucată de mână s-a arătat și scria pe perete. Apoi Belșațar s-a schimbat la față, a îngălbenit, a început să se tremure și a chemat oamenii și a spus, mă, oameni buni, vedeți și voi ce văd eu? Da, este un scris, o mână, o bucată de mână, scrie pe perete. Tulburat, panicos și fricos, Belșațar dă un ordin și spune, văzătorii, vrăjitorii, cititor în stele, se vine și să-mi traducă ce scrie pe peretele respectiv. Cel care va descoperi scrisul pe perete, îl voi pune al treilea în împărăția mea și voi da multe avuții. Și a chemat pe mulți și niciunul n-a putut să descopere ceea ce scria pe perete. Însă vine împărăteasa la Belșațar și spune în felul următor, împărate, nu trebuie să cazi în extrema aceasta, să te schimbi la față și să te tremuri. La noi în cetate există un om, poate-i bătrân, poate că o ieși la pensie, pe vremea tatălui tău Nebucadnețar, Dumnezeu l-a folosit pentru vremea respectivă și acest om care-i Duhul lui Dumnezeu în el, înțelepciunea din partea lui Dumnezeu, este în viața lui, e în mijlocul nostru. Dacă îl vei chema, eu sunt ferm convins că acest om care este Duhul lui Dumnezeu în el va descoperi ceea ce scrie pe perete, mări să fie Domnul. Se ridică Belșațar și îl cheamă pe Daniel și îl cheamă și spune în felul următor, am înțeles că pe vremea tatălui meu tu ai fost un om pe care Dumnezeu te-a folosit și am înțeles că în tine este Duhul lui Dumnezeu, este o lumină aparte și este înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă tu vei descoperi ceea ce scrie pe perete, ceea ce scria mâna aceea, bucata aceea de mână pe perete, eu am să-ți dau multe daruri. Eu am să-ți ofer multe daruri, dintre care Nebucadnețar se oprește și spune, eu cred că acele daruri poți să le dai la altcineva, pentru că ceea ce mi-a dat mie Domnul, îi de ajuns. Cu ceea ce mi-a înzestrat mie Dumnezeul meu, îi de ajuns. Tu nu poți să-mi dai mie ceea ce tu crezi că poți să-mi dai. Dă-le la altul, că ceea ce mi-a dat mie Dumnezeu nu poate să-mi dea nimeni. Trăiască numele Domnului. Tu poți să le folosești și să le dai în altă parte, dar eu am să-ți citesc. Dar știți din ce pricină? Tu mă te rog să văd ce scrie pe perete și păstrează darurile pentru tine, pentru că ceea ce mi-a dat Domnul, tu nu poți să-mi dai. Și se duce și îl duce pe Daniel Belșațar înaintea pereții și spune în felul următor, tu vezi scrisul? Se uită Daniel la Belșațar și spune, mă omule, cum să nu înțeleg dacă eu sunt fiul lui, eu cunosc scrisul tatălui meu. Dacă eu sunt fiul lui Dumnezeu și dacă eu sunt fiul acelui care au scris, numai fiul poate să cunoască scrisul care scrie pe perete, nu oricine. Pentru că cel care a scris îl cunosc bine și scrisul care scrie pe perete e scrisul tatălui meu, trăiască Domnul. Cel ce a scris pe perete
E acela care stă de vorbă în fiecare zi. E acela care mă îndeamnă în fiecare zi. E acela care mă cunoaște când sunt căzut și când sunt întristat. Și cunosc Hristul, că e al Tatălui meu, trăiască Domnul. De ce? Pentru că e născut și a cunoscut pe deplin. Și cuvântul Domnului spune, cunoștință voiesc. Îl cunoșteai destul de bine pe Dumnezeu și cunoșteai vocea Lui când te-ai întors la Domnul. În zilele noastre există multe voci și multe traduceri și multe explicații. Tu și eu, în fiecare zi, trebuie doar să cunoaștem un singur scris și o singură voce. Vocea celui ce a încheiat un legământ cu El. Trăiască Domnul! Fiu și fiică născută din Dumnezeu poate să înțeleagă scrisul de pe perete. Mări să fie Domnul! Mări să fie numele Domnului! Și Nebucadențar a zis în felul, și Daniel a zis lui Belșațar în felul următor: numărat, numărat, cântărit și împărțit. Nimeni n-a putut să înțeleagă scrisul. Știi cine l-a înțeles? Fiul, că a scris Tatăl. Trăiască numele Domnului! Trăiască numele Domnului! De aceea cuvântul Domnului a zis: cunoștință voiesc, să-L cunosc pe El mai mult, să cunosc puterea Lui, să cunosc mângâierea Lui, să cunosc vocea Lui. Într-o împrejurare, Domnul Iisus Hristos a chemat pe Petru din corabie și a zis: îndrăsniți, eu sunt, coborâți și veniți. Niciunul n-a coborât, însă Petru a coborât din corabie. Știți din ce pricină a coborât? Pentru că el a cunoscut vocea. Și a zis: această voce mi-a mai vorbit când stăteam pe marginea țărâmului. Și a zis: lăsați aici și corabia și mreaja și veniți după mine, că eu am să te fac pescar de oameni. Mări să fie Domnul! Și Petru a zis: cunosc această voce. Nu e o voce oarecare. E vocea aceea când mi-a zis veniți după mine și e vocea aceea care a zis coboară din corabie, că l-a cunoscut. Trăiască Domnul! Măriți să fie numele Domnului! Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3, spune în felul următor: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Măriți să fie Domnul! Trăiască numele Domnului! Ceea ce cere Dumnezeu, ceea ce cere Dumnezeu de la noi în această dimineață: folosește bunătatea care se naște din Dumnezeu și cunoaște-L pe Domnul mai mult. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.